Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva vă invită la o nouă expoziție de obiecte restaurate, intitulată Restituiri istorice 2021. Expoziția, realizată de către specialiștii din cadrul Muzeului din Deva, se înscrie în seria de evenimente care doresc promovarea activităților de restaurare a patrimoniului cultural mobil și are ca scop atragerea atenției asupra importanței, fără echivoc, a acestora în salvarea unor vestigii istorice pe cale de dispariție. Anul acesta sunt expuse vase de ceramică, obiecte de metal și cărți vechi, toate fiind de mare valoare. Prezentăm publicului, cum am și obișnuit de altfel în ultimii ani, obiecte restaurate în laboratorul nostru în anul în curs. Respectiv, expunem obiecte pe suport organic și anorganic, obiecte din fier, obiecte din bronz și în vitrina a treia expunem două cărți vechi restaurate în laboratorul nostru. Restaurarea și conservarea materialului arheologic implică o serie de activități pornind de la sortarea, analizarea și distribuirea pe domenii în funcție de compoziția fiecăruia, întocmirea documentației și stabilirea metodologiei de lucru folosită. Munca este laborioasă, fluxul tehnologic de restaurare trebuie să respecte principii bine definite, materialele și substanțele folosite să dețină anumite calități, iar efectul acestora să fie cunoscut pentru fiecare în parte. Fie că este vorba despre material organic sau anorganic. Pentru obiectele pe suport papetar și carte veche, metodele folosite sunt diferite, materialul organic având statut aparte. Expoziția Restituiri istorice 2021 este deschisă la parterul Palatului Magna Curia și poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 9 și 17, cu respectarea normelor sanitare aflate în vigoare.